nu? Mai Da. întâi. ABCD este romb. Da. Asta înseamnă că AB egal cu B e egal cu D, care e egal cu AD. Toate, deci laturile sunt congruente, unghiurile opuse sunt congruente că e Congruente. paralelogram, Da. toate proprietățile luate la paralelogram, noutatea este că două laturi alăturate sunt congruente. Deci, cu alte Da. cuvinte, toate laturile sunt congruente. De acord. Mai departe. Triunghiul ABE. Triunghiul ABE BCF, CDG și DAH da. sunt congruente Corect. și isoscele. Deci triunghiurile cele sunt congruente și isoscele. De acord cu asta. Și acum te rog să vezi. Le-am unit pe ei cu F, cu G, cu H, nu? Da. Și trebuie să arătăm că figura asta este un dreptunghi. Da. Ei, cum propui tu? Se află mai întâi că e paralelogram. Sigur că da. Deci ar trebui să arătăm că e paralelogram. Și apoi să aflăm, să încercăm să arătăm care e un unghi drept. Corect. Paralelogramul cu un unghi drept devine dreptunghi. Acum, pentru paralelogram, știm, definiția trebuie să spui laturile opuse paralele două câte două, nu? Da. Dar avem și o serie de proprietăți Da. pe care le știm Adică foarte. Numai două laturi, poftim, zi tu. putem să arătăm că unghiurile opuse sunt congruente Da, sau două câte că două, nu? unghiurile alăturate Unei laturi, unei laturi, fiecare latură, da? da, fiecare rate Laturi sunt. fac 180 de grade Da? și că diagonalele se înjumătățesc. Așa. Sau să arătăm că doar două laturi sunt paralele și congruente. Da. La paralel, nu mai spunem paralele celelalte, ci doar două din ele paralele și congruente, da? Și mai avem proprietăți pe care le mai știm. Laturile opuse congruente două câte două, în loc de paralele două câte două. Ei, însă noi nu ducem, ne ducem, hai să zicem, cu diagonale. Dacă din figură nu au apărut diagonale, nu m-aș grăbi să folosesc, să duc eu de diagonale, că ce ducem în plus se încarcă. Da. Deci, din contextul problemei, vedem care din variantele paralelogramului ar putea fi folosite. Din contextul problemei. Nu altfel. Acum, nu știu nici la ce să ne oprim. În momentul de față încă nu-mi vine în minte. Ce facem? Clipa în care nu pornește problema, simți că nu pornește. Ce facem? Repetăm Începem ipoteza. ipoteza. Da? Repetăm ipoteza. Paralelogram. Romb. Romb. Nu degeaba. Triunghiurile acelea A, B, E, A și toate așa, ce fel de triunghiuri sunt? Congruente și Toate isoscele. sunt congruente și isoscele. Adică A e egal cu B, e care e egal cu B, F, care e egal cu F, care Corect, corect. Toate sunt congruente, toate congruente. Adică dacă te opri la triunghiul bunoară, e du-te la un triunghi în care se intre una din laturile dreptunghiului. E bufă. La E, B, F, dacă te oprești, E isoscel. este isoscel, te ceri cu oricine și cu mine chiar dacă e cazul acum, nu? Intri în discuție cu mine. Și ce motiv ai tu să spui că este isoscel? Păi B e egal cu bufă. Băi, e egal cu B, F, corect. Corect, corect. Triunghiul acela și cu care triunghi ți se pare ție că ar fi congruent din figură acela? Cu triunghiul HDG. HDG. Bunul simț matematic te îndeamnă pe tine să crezi că triunghiurile acestea sunt congruente. Deocamdată despre ele ai că au câte două, sunt isoscele. Laturile acelea Da. B, E și B, F și ce este dincolo D, cât D, HDG. așa, H de G, H de cu, iar sunt congruente. Sunt triunghiuri isoscele, dar nu poți să spui că sunt congruente încă. Ți Pentru ar fi de că mare folos să fie congruente, pentru că în condiția aceea EF ar fi cât HG. HG. Vezi? Acum încep să te agăzi de problemă. De aceea te concentrezi să vezi ce șanse ai.
ți-ar mai trebui să arăți că triunghiurile acelea au, să spunem, unghiul din vârf acolo, din D și respectiv din B, congruente. Da. Aici e problema. Cum arăți cu, că ăla din D și ăla din B, unghiurile prin trei litere, să zicem, E, B, F, și respectiv H, H D, G, sunt congruente. Visăm acum. Dacă aș arăta că celelalte unghiuri care sunt în jurul lui B și al lui D fac, sunt în jurul unui punct, câte grade 360 sunt? 360 de grade. 360 de grade. Un unghi în B, unul din unghiurile din B este al cui? Al triunghiului. Unul al, din al, al rombului. Al rombului, odată. Și celălalt din, din D? Din D tot al rombului. Tot în rombul. Deci, și cele două unghiuri, ce știi tu la romb? Gata, știu cum facem. Zim. Unghiul ăsta, unghiul A, D, ia cu, C. Ia cu un pix sau ceva și arată așa frumos. Unghiul A, D, C. Pune așa pe el arcul ca să, vadă, să se vadă. Aici am. Așa, unghiul acela. Este congruent cu unghiul A, B, C, pentru că e romb și sunt opuse așa la vârf. Aici mai departe avem triunghiul A, E, B. Da. Cu triunghiul B, F, C. Așa. Și pentru că astea două unghiuri sunt congruente. Perfect. Triunghiurile sunt congruente și unghiurile la bază sunt congruente. Sunt congruente. Da. Înseamnă că unghiul E, B, A ăsta este congruent cu unghiul C, B, F ăsta. Așa, din ce știu, din congruența triunghiurilor respective. Și aici exact același lucru. Exact același lucru se întâmplă și în D, nu? Da, într-un... și ne și ne mai rămâne unghiul H, D, G cu unghiul E, B, F. Care completează 360 de grade, da, nu? Deci cele de la romb sunt egale, ăsta la, de la triunghiurile cele congruențe sunt egale, deci rămâne clar că fără discuții redactez foarte cu convingere și vei spune că și E, B, F, e cât H, D, G, nu? Da. Așa. Bun. Și acum, dacă triunghiurile sunt congruente, ce lucru ți este ție de aici? Ce îți va ieși? Că HG este egal cu EF. De acord. Și iată cum în patrulaterul ăsta ai două laturi opuse congruente. Da. Mai departe. Mai este că unghiul HDG egal cu unghiul EBF. Sigur că da, și unghiurile sunt congruente, că, două câte două, toate. Că unghiul GHD egal cu unghiul F. Sigur că da, triunghiurile acelea sunt congruente, toate laturile și unghiurile sunt congruente, două câte două. Ai spus foarte bine. Ioana, dar ție ți-a rămas să fac achiziții și ca informații și faptul că unghiurile acelea sunt congruente, două câte două. Nu se știe când și unde îți vor fi de mare folos, nu îți va fi de mare folos îți va fi informația asta. Dar acum ești foarte încântată că ai reușit ceva să spui despre două laturi opuse ale triunghiului, ale patrulaterului, că două laturi opuse acolo sunt congruente. Și acum zici, dacă aș reuși pe același principiu și să arăt că și celelalte două... Păi putem. Da? Cum? Păi știm că adică putem să arătăm că unghiul G, C, triunghiul G, C, F este congruent cu triunghiul E, A, H. E, A, H. Păi, la fel, C, F egal cu G, C, care e egal cu A, A, H, care e egal cu A, E. Corect. Și știm aici că unghiul E egal cu unghiul F. Concentrează-te foarte bine, că despre cele două triunghiuri tu... Da. Unghiul... Dacă am arătat cu unghiul H, că triunghiul H, D, G e congruent cu triunghiul E, B, F... Da. Înseamnă că ăsta e egal cu celălalt. Da. Și ăsta e egal cu celălalt și ne-a mai rămas ăsta și... ăsta, G, da. G, F. Da.
Este aproape, dar ți trebuie unghiul dintre ele. Adică în A îți trebuie H. Ah, tot la fel, tot la fel. Sigur că da. Unghiul de AB e congruent cu ăsta, e congruent cu unghiul de CB, Așa. că îi romp. Și unghiul HAD ăsta e Da. congruent cu unghiul EAB Corect. ăsta. Și a mai rămas unghiul ăsta. Aici DKG e congruent cu BKF. Așa, din congruența triunghiilor celor patru, așa, și unghiul acesta toate congruente, și atunci ai pe A din romb cu cel din C din romb, nu congruente cu opusul la Da. vârf, și a rămas până la 360, ce trebuie ție? Și atunci unghiul GKF e congruent cu unghiul HAE. că este 360 minus cele din jurul lui. Cele Da. din jurul care sunt egale două câte două, dintr-o parte și într-alta. Și concluzia este că triunghiurile sunt luate în discuție, sunt congruente, și dacă triunghiurile sunt congruente și laturile opus, H și E cu cine? Cu... Cu AE cu AH, nu? Da, triunghiul, triunghiul tot. Este un... EH nu este egală cu EH latura, cu latura de jos, Da, F. cu fugă. Și acum, din nou, în patul lateral ăsta, ai două laturi opuse congruente. Congruente. Și dacă se întâmplă într-un patul lateral ca laturile opuse să fie congruente două câte două, și tu ai arătat asta, Da. congruența două câte două a celor opuse, atunci patul lateral acela, deci patul lateral acela în care laturile opuse sunt congruente două câte două, este Paralelogram. paralelogram. Nu? Ori sunt Da. paralele două câte două, ori congruente două câte două și gata, problema. Acum cred că nu. Ar trebui să arătăm că unul din unghiurile H, F sau G este de 90 de grade. Așa, unghiul acela, unul din unghiuri de 90 de grade. Păi să ne legăm de... Nu. Am putea să ducem aici, nu știu, de B, să unim D cu Stă B. foarte tare, îndrăznește. Îndrăznește totdeauna, Ioana, să ai păreri, să te gândești. Ai spus că aș încerca să duc pe DB. Ce este DB? Diagonala rombului. Perfect. Și o duci cât se poate de mult. Adică o duci DB mai prelungită. Da, până Până o pe tai pe H. EF și pe Și pe cealaltă, HD. da? Ei. Dacă ducem diagonala DB, Da. aici o să avem triunghi, deci triunghiul DAB o să fie echilateral, deci unghiurile toate o să fie de 60 de grade. Dar de unde știi că e echilateral? Într-un romb nu se întâmplă așa. Nu? Deci nu se întâmplă într-un romb să fie toate de 60 de grade. Sunt și romburi de aceste particulare, dar nu totdeauna. Poate să fie un romb, nu? Altfel. De ce n-am mai devreme, știi că mai lungă diagonala mare și Da. atunci nu mai putem să spunem asta. Eu zic să te legi de diagonala asta dusă până tai pe EF și HG. pe HG. În clipa în care gândești așa și eventual să te mai gândești și la diagonala cealaltă, adică la care diagonală? AC. Imaginează că ai dus-o și pe AC. Ce poți să spui despre cele două diagonale într-un romb? Că se înjumătățesc. Diagonale se înjumătățesc foarte tare. Că sunt perpendiculare. Foarte tare. Sunt perpendiculare. Oare perpendicularitatea asta a lor nu cumva o putem transmite spre
figura mare EF. Deci dacă duci pe DB, ce mai este DB la rândul ei? Bisectoare. Foarte important, bisectoare. Și dacă îi prelungi pe DB în triunghiul EF, EBF, cum ți se pare că această bisectoare pentru unghiul ABC Duc. este pentru unghiul EF, E bufă. EBF? Păi este bisectoare. Este și a bisectoare. Ai avea argumente să spui de ce? Pentru că unghiul EB că nu e opus la vârf cu... Nu-i chiar opus, nu e opus, că nu sunt laturi în prelungire. Dacă ar fi fost în prelungire, nu, mergea treaba foarte Da. bine. Dacă ar fi bisectoare, ar fi și înălțime, și Foarte mediană, și tare îți trebuie asta. Ești mediatoare. nebunită după chestia asta. Vezi că îți place, nu, ideea? Îți place foarte tare să spui că este și bisectoare. Pentru că s-a dus și perpendiculară pe ei.